asociativ. Da? Vezi, auzi, citești, curioasă, până în, așa. S-a întâmplat, da? A fost explozia solară, nesolară, zi cum vrei. Divină, shift-ul, marele, grandioză și așa mai departe. A fost, da? Aici încape și că e prea târziu. Ok, am înțeles. Tot auzeam, e prea târziu, e prea târziu și numai un procent vede ce s-a întâmplat. Bun. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, cum să o denumești, nici nu știi cum. Un fel de toți am trecut prin moarte, da? Reîncarnare, da, nici nu mai contează reîncarnările, de cum arătăm, nu o să știm niciodată. Amintirile ne iubesc, suntem în ce peisaj a capturat ultima imagine, cum te-ai văzut în oglindă, ăla ești, ăla te... acolo ești. Bun. Dar când m-am trezit, da, e ca și cum s-a întâmplat ce s-a întâmplat și te-ai trezit spiritual, vorba cântecului. Nici nu e asta, nu e trezire, astea sunt cuvintele vechi, arhaice, trezire spirituală, astea sunt un fel de a spune, a lămuri lucrurile, tu știi, înțelegi prin cuvintele astea două ceva și atunci mergi pe asta, bun. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, da? Și toată lumea a fost trecută prin ce a trebuit să treacă, moarte, viață, zi cum vrei, da? Săritură cuantică, lume paralelă, zi cum vrei. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și toată lumea a fost aruncată, asta e super tare, asta mi se pare. N-am înțeles, eu m-am trezit și m-am trezit în ca nebunii, umblă toți și repară ce e vechi, aranjează, pun drumurile nefăcute, totul e cumva, aduți aminte o imagine așa sumbră, tristă, un pic după ploaie, noroi, undeva asfaltat, neasfaltat, trăsură cu cai, da? Ha! Bine, nu chiar acolo, dar cam pe acolo. Înapoi în timp, cumva, după ce te-ai reîncarnat, ai fost reîncarnată cu toată gașca, înapoi în timp. Că lucrează tot, zici că s-a apucat. Să fac aia, să fac aia. Și eu țin minte, m-am trezit, hai să nu știu ce e vechi, să vopsesc, să reiau, să... psihic, fizic, ești aruncată în, după trezire, alt cuvânt n-am, trezire, după explozia solară, după ce vrei tu, da? S-a rupt, s-a făcut și lumea încă are fricile de moarte, de nu știu ce, e un nonsens, dar mă rog, ok. A sărit în, eu n-aș zice secolul XIX, că nici nu știi cum e secolul XIX până la urmă. Adică într-un secol undeva unde... La bază era să lucri, să lucri, să lucri, dacă nu pui mâna tu și dacă nu repari, da? Trebuie să știi tot, ca să repari tot, ca să, pentru că s-au trezit în tine toate în genele tale, toate profesiile și ești aruncat undeva în, unde la bază era handmade. Era, dacă nu faci tu cu mâna ta, nu sapi în grădină, nu ți apare nimic, ori e magic, îți seamănă, da? Îți proiectezi magic totul, nu știu, aduc cârtița care umblă de nebună și la un moment dat sădește într-o parte roșii, într-o parte, tu acolo ești, tu acolo înțelegi lucrurile, dar ca să ajungi aici să fie acolo, îți mai zăbunit la cap, trebuie să treci prin secolul 19, 18, nu știu care, de maestria muncii. Da? Bați la fierul bătut, trebuie fierul bătut. Acolo trebuie, nu știu ce, și în paralelie
asta zi SF-ul nu mai ține dacă ai fost aruncat acolo, ca și cum se reia de la capăt ceva gen greșeală. N-a fost nicio greșeală, oricum omul e curios și tot acolo o să ajungi. Să faci nu știu ce mai mișto, o mașină de viteză, o nu știu ce, da? Da, acum ești aruncat undeva în spațiu, în spate. Ce știi tu că ar fi în spate, da? În trecut. Ori stai așa că trecutul ăla unde te... Tu trebuie să accepti un trecut, un programel de trecut, că așa era, cu măiestrie, cu handmade, cu nu știu ce, ca să sari în ceva imediat, în ceva SF. Ai înțeles unde e? E acolo o portiță care dacă nu înțelegi și nu sari peste, acolo rămâi, dar trebuie să o înțelegi. E ca și cu ce povesteam mai devreme, cu în subconștient adânc, că trebuie să faci tu cu mâna ta, că trebuie să luăm povestitul mie magic și nu știu ce, că proiecții nu mă lasă, mă, cu uite, dacă eu nu fac mâncare, așa, nu, dar tu nu știi și n-ai de unde să știi că nu vrei să accepti că mâncare nici nu există unde ai sărit tu. O clipă să înțelegi lucrurile. Nici nu mănânci, tu n-ai nevoie de așa ce. Dar tu stai și faci rețete, faci, e SF, am mai zis, e cu o clipă în urmă unde tu ai mâncat deja. Nu ai treabă și ai mâncat ceva șmense, ceva ce nu e pe pământul ăsta. Înțeles? De-aia arăți cum arăți, de-aia ai putere. Nu că te-ai întors în timp și mănânci sănătos. Înțeles unde ești? Ok.